Muzicieni de pe toate continentele au ajuns aseară în Sinaia, printre ei și Remus Azuiței, violonist de origine română stabilit de 16 ani în Marea Britanie, unde este și profesor de vioară la Academia Regală de Muzică din Londra. Muzicianul a venit însoțit de studenții săi. Am avut cereri atât de multe încât a trebuit să închidem casa, pur și simplu. Deci clasa mea de 15 studenți a fost închisă de la sfârșitul lui ianuarie. Ați venit cu toți aici? Da, deci efectiv nu am mai avut loc să primesc noi înscrieri la clasa mea. Lavinia este stabilită de 10 ani cu familia în Canada. Anul trecut a participat pentru prima dată la Europa Fest, unde l-a cunoscut pe Remus Azuiței. Eu am un dor mare de România, de Europa, așa că când am văzut tabăra la Sinaia am zis că nu pot să lipsesc. E o oportunitate să mă întâlnesc cu tot felul de muzicieni din toată lumea. Chiar anul trecut am întâlnit un flautist din Africa de Sud. A fost o experiență foarte plăcută. Festivalul include și Summer Music Academy Sinaia, în cadrul căruia studenții au șansa să ia lecții de la cei mai buni muzicieni din lume. Education in music is a very important project and it's one that lasts an entire lifetime. Every time I teach, I learn. So it's a melting pot of ideas and actually trying to encourage people to not make the mistakes that I made when I was their age by giving them concrete advice that will help them on their journey through a musical life. De la an la an, organizatorii se bucură de un succes tot mai mare. Cel mai bun exemplu este ediția de anul trecut. Dacă mai aveam încă o sală pe lângă cât cei care au intrat, era perfect. Sau chiar și în parc, la concertul din parc, toate locurile, scaunele puse de primărie fost ocupate și lumea stătea pe iarbă, pe bănci, sprijiniți de copac, deci tot parcul era plin în fața cazinoului. Asta îmi spune că poate lumea se pricepe mai puțin, dar poate vrea să înceapă să cunoască acest fenomen mai bine. Sau poate chiar se pricepe. În cadrul festivalului se vor ține 6 concerte. Primul va fi susținut de profesorii invitați și va avea loc la Castelul Peleș sâmbătă de la ora 18. Pe 21 iulie, la aceeași oră, muzica va coborî în stradă, la cazinoul Sinaia. Gala Europa Fest va fi susținută pe 24 iulie, tot la Castelul Peleș, iar pe 25 iulie ultimul concert va avea loc la Biserica Catolică din Sinaia. De 11 ani Europa Fest este organizat sub patronajul Casei Regale a României.